Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vă voi prezenta produsele pentru păr, pentru îngrijirea părului. Întâi vă voi prezenta produsele pe care le am la baie și le folosesc și apoi ce am ca și rezervă. Dar înainte de toate nu uitați de abonare, clopoțel și un like. Bun. În ceea ce privește părul meu, îl am subțire, cu o lungime medie, întotdeauna am nevoie de volum, întotdeauna am nevoie de o hrănire. El este gras la rădăcină și subțire și se despică la vârfuri, deci uscat spre vârfuri, dar în ultima vreme am rezolvat și această problemă. O să vă prezint produsele pe care le folosesc în acest moment, pe care le am deschise la baie și apoi ce am ca și rezervă. Și întâi și de toate folosesc acest șampon de la L'Oréal Paris, El Vital Fibralogy. Mi-am luat această cantitate de 500 de mililitri, mi-am luat-o de pe import direct, a fost foarte ieftin și îmi place extraordinar de mult acest șampon. Mi se pare că mi-a reparat firul de păr, îmi place cum miroase, îmi place cum îmi lasă părul, este super bun. Din când în când mă confrunt cu o dermatită seboreică și înainte îmi luam produsele de la Roche Posay sau de la Ducre, foarte scumpe. Între timp am găsit de la Gerovital acest tratament expert, șampon antimătreață cu ichtiol, care are 250 de mililitri și mi-am rezolvat problema. Folosesc cât un pic, îl amestec cu un alt șampon pentru că miroase de petrol și are un miros foarte puternic și nu prea îmi place, dar amestecat cu un alt șampon parcă nu mai miroase așa de puternic. În schimb, în acele momente când îmi apare dermatita seborică la baza firului de păr, îmi rezolvă problema. Este super, este ieftin, este bun, este de la Farmec, știți că sunt de la Gerovital, știți că sunt fan al acestor produse și îmi pare foarte bine că mi le-am găsit. Punând cât un pic și amestecând cu un alt șampon, o să mă țină destul de mult acest șampon. Un alt șampon nou-nouț, m-am spălat o singură dată și nu pot să spun că am fost super mulțumită, de la Gerovital, tratament expert, șampon regenerant, acesta are 125 de mililitri, o să-l mai folosesc, să văd dacă între timp îmi schimb părerea, momentan nu mi-a făcut nimic, nici măcar volum nu mi-a dat, dar poate că îmi regenerează părul. Un alt șampon pe care îl folosesc și de-a lungul timpului ați văzut că folosesc multe șampoane de la Farmec, este acesta, șampon multivitamine cu flori de orhidee și ghimbir. Îmi plac toate șampoanele din această gamă. Este pentru păr obosit, devitalizat și face păr vigoros și sănătos. Eu mi le cumpăr de pe site-ul celor de la Farmec, 400 de mililitri, în jur de, nu știu, 15 lei. Îmi place foarte mult, îl folosesc atunci când simt că părul meu are nevoie de un ajutor în ceea ce privește hidratarea, în ceea ce privește strălucirea. Folosesc și va fi întotdeauna un șampon de la Farmec în baia mea, nu va lipsi niciodată. Bun, aceste patru șampoane tot folosesc, nu-mi place să folosesc numai unul singur, nu vreau ca părul meu să se obișnuiască cu acel șampon și apoi să nu mai reacționeze, le folosesc așa cum simt eu în acel moment. După ce aplic șamponul și mă spăl, folosesc ori un balsam, un condiționer sau o mască pentru păr. Și am deschise la baie 3 balsamuri pentru păr. Am acesta de la Sios, care dă volum, are 500 de mililitri. Mi l-am cumpărat tot de la import direct, destul de ieftin. În schimb, nu mi se pare că îmi dă acel volum pe care îl vreau eu.
Nu este un balsam pentru păr rău, dar nu văd niște rezultate extraordinare. Un balsam clasic, nimic extraordinar, este acesta de la Milk & Honey, de la Oriflame, nu mai am foarte mult. Spune pentru un păr radiant, sănătos, îmi place cum miroase, dar nici acesta nu face așa, dă rezultate extraordinare. Dar lasă-l părul curat, nu a pricinuit ceva rău, mai am puțin, îl termin, dar nu o să-l recumpăr pentru că mi se pare destul de scump, 250 de ml, 17 lei, chiar și cu reducerea, tot scump la 250 de ml. Am folosit și această cremă pentru păr uscat sau deteriorat cu ulei abistinian de la Long Color Expert. Și vă spun că această cremă mi-a plăcut foarte, foarte mult. 200 de ml. Simt că atunci când îmi aplic această cremă, părul meu este sănătos, așa, viu. Cum să vă spun eu? Dă o luminozitate. Îmi place foarte mult această cremă. Cred că am luat-o de la o revistă și că mi-e dor de ea, mai o folosesc. Dar în această perioadă, în perioada rece a anului, de obicei folosesc o mască pentru păr și mi-am cumpărat, după cum ați văzut și într-un haul de cumpărături recent, de la Organic Shop, această mască pentru păr cu avocado și miere. Spune că are 98% ingrediente naturale, 250 de ml, am luat-o de pe Notino, cred că a fost în jur de 10 lei. Nu pot spune că îmi place foarte mult. Am folosit-o o dată sau de două ori până acum. Cred că este pentru un păr uscat. Din punctul meu de vedere, pentru că eu având totuși părul destul de gras, parcă mi-l îngreunează, dar o să o folosesc, nu vă fie teamă, o să o folosesc și la sfârșit o să vin cu o părere mai bună, mai bună în sensul mai, o să o folosesc pe o perioadă mai lungă de timp și poate îmi schimb părerea, cine știe, așa arată. Miroase foarte bine, miroase mai mult de miere. Să văd dacă totuși aceea a fost numai o primă părere, poate se schimbă și poate mi-ajută și părul. De la Lidl mi-am cumpărat această mască pentru păr cu banane, care este foarte mare, are 400 de ml. Nu i-am dat prima dată când am folosit-o, nu i-am dat prea multe șanse, am folosit ceva din ea. Miroase de a banane, nu vă pot spune. Nu i-am dat multe șanse, dar să știți că este bună. Este chiar o mască bună și a fost ieftină, 10 lei, 12 lei, cam așa ceva. Este o mască bună. Ea spune că este... ce spune? Că este o mască pentru părul stresat, care dă o îngrijire intensivă a părului, pentru o îngrijire intensivă și să știți că îmi place. Chiar îmi place. O folosesc, că mai mi este dor de acest miros de banane, pentru că miroase de a banane foarte puternic. O folosesc, îmi pare bine că mi-am cumpărat o cantitate mare, o să mă țină ceva timp. Și văzând fetele pe YouTube că toți spuneau de această mască 3-in-1 Botanic Therapy de la Garnier cu cocos, mi-am cumpărat-o și eu. Are 300 de mililitri. Am folosit ceva din ea, miroase puternic de cocos, dar nu pot spune că sunt super mulțumită de ea. Da, lasă așa părul fin, îmi lasă părul, nu este încărcat, mi se pare că este o mască pentru păr normală, nu cine știe ce. Ți să vă spun că
Produsele pentru păr, ca și pentru piele, depinde de la persoană la persoană. Poate altora le place foarte mult, este o mască bună de păr, dar la părul meu nu reacționează super bine așa cum mă așteptam. Bun, acum voi arăta alte produse pentru îngrijirea părului și vă prezint acest spray, acest balsam după spălare de la Gliss. L-am primit în septembrie în cutiuța de la Bastor. Mie îmi place extraordinar de mult. Are 200 de mililitri. Îl dau pe păr după ce îmi termin toată spălarea părului, deci după balsam, după crema pentru păr, și am văzut rezultate. Părul meu, vârfurile firelor de păr, nu se mai despică. Ceea ce mi se pare super bine, plus că în ultima perioadă de timp tot am mai pus o pălărie pe cap, adică tot îl stresez. Acest spray pe mine mă ajută foarte mult și îmi place foarte mult. Intenționez să mai îmi cumpăr din această gamă. Nu știu dacă acesta roz, dar o să mai îmi cumpăr din această gamă. Bun. De la Avon am un spray pentru păr advanced tehnic. Era pentru ceva, pentru protecția de căldură sau împotriva căldurii, așa ceva. Eu folosesc acești spray mai ales vara, de ani de zile, și da, observ că părul meu nu se usucă, mai ales de la soare, firul nu se despică așa la vârf, deci mie îmi place foarte mult acest spray, este ieftin, îl folosesc, v-am spus, de foarte mult timp. Nu mi-a cauzat nicio problemă și l-am folosit în vară, dar așa cum în vara aceasta n-am prea ieșit, mai am puțin, o să-l folosesc până îl termin și acum în această perioadă. Și în ultimul haul de cumpărături v-am arătat că mi-am cumpărat de la Balea acest spray pentru ultravolum, ieftin, era singurul de la raft de acest tip pentru volum, erau mai multe pentru mai multe lucruri, dar eu mi-am luat pentru volum. Miroase extraordinar, miroase de a frute de pădure și vă spun că mi-a lăsat un volum părului de nu-mi vine să cred, Eu având un păr fin și așa plăștit, imediat am observat schimbarea și îmi place extraordinar de mult. Nu știu cum l-am ratat, v-am spus, este în jur de 15 lei. Nu va mai lipsi acest spray sau spray-ul pentru volum de la Balea. Acum să vedem ce mai este, dar este chiar bun, chiar foarte, foarte bun. Acestea sunt produsele pe care le folosesc în acest moment. Acum vă voi prezenta produsele pe care le am eu acolo de rezervă. Și am de la Farmer, mi-am cumpărat acest mic șampon cu ulei de măsline, Argan Plus. Vreau să încerc și această formulă. Am mai avut așa micuțe cu ulei de jojoba care nu mi-a plăcut și cu keratină care mi-a plăcut extraordinar de mult. Abia aștept să-l folosesc și pe acesta să văd dacă îmi place la fel de mult. Acesta are 40 de mililitri, îmi ajunge de vreo 3-4 ori să mă spăl, îmi pot da seama foarte bine dacă îmi place sau nu. Și bineînțeles mai am două șampoane de la Farmic de 400 de mililitri, pentru că eu nu dau foarte des comenzi la Farme, când iau 2-3 și le am acolo. Acesta este cu ulei de argan și keratină, miroase foarte bine, este pentru un păr suplu și mătăsos, vi le recomand. Puteți să luați în cantitate mai mică și vedeți dacă sunt bune pentru părul vostru. După folosirea acestor șampoane de la Farmec, vă recomand folosirea unui măști sau unui balsam pentru păr. Tot din cutiuța Bastor am și șamponul de la Gliss din această gamă.
250 de ml, un șampon pentru repararea părului. Ok, de la Oriflame am din gama Biotechnicals, pardon, scuzați, am așa, am balsamul pentru păr și am șamponul reparator, nu le-am încercat, sper să fie bune. Când am dat o comandă de la Import Direct, mi-am cumpărat aceste mini produse de la Pantene Prove, 3 în 1 și am așa, am, ce este acesta? Am balsamul și am șamponul. Ele sunt micuțe, sunt, au 90 de mililitri și vreau să văd dacă îmi plac sau nu pentru a le cumpăra în full size. Ok, de la Avon am așa, am o mască pentru păr cu caviar, cu extract de caviar de la Planet Spa. Acesta are 200 de mililitri și am auzit la fetele de pe net că este de pe YouTube că este o mască bună, dar abia aștept să o încerc. Mai am acest ulei tot de la Planet Spa. Și am două spray-uri pentru păr, Advanced Technique, acesta cu ulei și încă unul, Advanced Technique, acesta pentru Smooth Silk and Silk. Sunt ieftine, încercați-le, aceste spray-uri pentru păr de la Avon sunt bune, sigur vă găsiți unul potrivit părului vostru, sunt pentru diferite tipuri de păr. Și mai am de la, tot așa, o revistă, de la Long Color Expert, acest Intensive Color Protect mască pentru păr, care îmi place cum arată, arată așa. Și are 200 de mililitri. Bun, acestea sunt produsele pentru păr pe care le folosesc și pe care le am ca și rezervă. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!